În regulă. Acum intrăm în zona asta de, de logică. Da? Logică pentru admitere MAI. Vom face doar structura argumentării în seara aceasta, urmând ca data viitoare să facem, data viitoare la aceeași oră, da? să facem, ce anume să facem? Să facem termenii. Da? Termenii însemnând definiție, caracterizare, tipologii, da? clasificarea termenilor și raporturile între termeni. Da? Au fost destul de multe destul de mulți itemi în subiectele de data trecută, da? din termeni. E foarte important capitolul acesta. O să vedeți că este și foarte frumos și vom avea în fiecare săptămână măcar una, două grile cu termeni. Bun. Argumentarea și structura argumentării. În primul rând, de ce vi se dă vouă sau de ce s-a introdus în programa de admitere uh, a, logica și argumentarea? Aș vrea să-mi spuneți. Doar că n-au avut ce face sau există o logică, o, o rațiune pentru care au făcut asta? Logica ne ajută să gândim corect. Exact, logica ne ajută să gândim corect. Logica ne ajută, dacă noi gândim corect, logica ne ajută să luăm decizii corecte. Ba mai mult decât atât, logica ne ajută să vedem dacă ceea ce ne spun ceilalți este corect sau nu, este adevărat sau nu, ori în calitate de polițist, în calitate de jandar. Vei avea interacțiuni foarte multe, cu diversi indivizi care poate la un moment dat ori să vrea să vă îmbrobodească, da? să vă împacheteze. Iar voi trebuie să Puteți identifica acele lucruri. Evident, în, în școală veți face inclusiv aspecte ce țin de partea asta de psihologie, da, psihologia minciunii, indicatorii de ai minciunii și așa mai departe, în așa fel încât să vă dați seama dacă cineva vă minte sau nu, da? Dar asta este partea de psihologie, da? Dar este foarte important să... Aveți o gândire foarte limpede, foarte corectă, da, pentru a identifica anumite erori sau tendințe de manipulare din partea celorlalți în ceea ce vă privește pe voi. Pe de altă parte, voi veți avea, cum să spun, voi nu veți fi doar în, într-un raport pasiv, dar doar de a înțelege ceea ce spun ceilalți. De foarte multe ori veți fi puși în situația de a plana anumite conflicte, de a, cum să spun, de. A convinge pe cineva de un anumit lucru, da? de a demonstra, de a explica în mod logic diverse lucruri sau diverse consecințe. Și atunci, iarăși, e foarte important ca logica voastră, ca argumentarea voastră să fie impecabilă, în așa fel încât ceilalți să înțeleagă și să aibă încredere în ceea ce spuneți voi. Da? Deci, acestea sunt argumentele și eu mă bucur foarte mult că. În sfârșit, s-a introdus în program așa ceva. Din punctul meu de vedere, asta ar trebui să se introducă și în Academia de Poliție, și la ANI, da? tocmai pentru că, practic, te ajută să-ți clarifici gândirea. da? Bun. Deci, este argumentarea, este un proces. Un proces de ce? Pentru că se desfășoară în mai multe etape. da? Un proces prin care încercăm să demonstrăm sau să convingem pe cineva de un adevăr, de o idee pe care noi o avem, da? Cum convingem? Păi cu dovezi obiective, cu dovezi palpabile, da? Acestea intră în partea de logică, da? Sau cu dovezi subiective, emoționale, da? Și atunci... Argumentarea, să zicem, poate să fie și logică, da, dar și psihologică. Argumentarea psihologică este atunci când facem apel la sentimente, emoții. Da? Spre exemplu, acasă cu soțul sau cu soția, prietenul, prietena, vreți să-l convingeți sau să o convingeți că e foarte bine să faceți rate ca să vă cumpărați o mașină. Da? Și îi spui, uite, avem nevoie de o mașină pentru că trebuie dus copilul la școală sau la grădiniță, pentru că nu avem cu ce să mergem în concedii, pentru că naveta este mult mai ușoară cu o mașină. Da? Pentru că uite, mai apare câte o pandemie, și uh, în pandemie nu prea e bine să te duci la înghesuială da, și e mai bine să fii cu mașina ta și așa mai departe. Da? Sunt tot felul de argumente logice. Bun evident că și partenerul partenera poate să vină cu contraargumente la fel logice. Da dar uite, prețul benzinei este mult mai mare. Sunt anumite cheltuieli cu întreținerea mașinii. Este dobânda. Faptul că noi strângem bani să ne cumpărăm o casă și așa mai departe, da? Sunt argumente și contraargumente, dar e foarte important că acestea sunt argumente raționale, da? Obiective. Ei bine, pot fi și argumente subiective, dar acestea nu intră în studiul logicii, ci în studiul eventual psihologiei persoasiunii. Și, ca idee, vă. Recomand cartea lui Robert Cialdini, Psihologia Persoasiunii. E o carte foarte faină, vă recomand să o citiți. Bun, revenim, da? Argumente subiective, de genul: Băi, toți oamenii de la, de la lucru au mașină, nu mai eu sunt prostul satului și vin cu bicicleta sau mai știu eu cu ce, Da, cu curata, cu transportul în comun. Da? Mă, nu ți-ar plăcea și ție când avem noi așa o, o, o zbatere să mergem la uh, picnic, să mergem să vedem uh, răsăritul soarelui la malul mării într-o dimineață? Uh, nu știu, să da? Deci sunt lucruri care sunt uh, subiective, sunt chestiuni ce țin de partea emoțională. Mai mult decât atât. Se poate ajunge în această argumentare inclusiv la șantaj da? emoțional. Da? Dacă nu luăm mașină da, plec la mama sau dacă nu luăm mașină nici tu nu te mai duci la coafor sau chestii de genul ăsta. Da? Bun toate astea nu țin de argumentare. Iar din păcate acum cu acest conflict din Ucraina vedem că Rusia este foarte bună în a da argumentări din astea tot felul de argumentări eronate care n-au legătură cu logica și chiar uh, argumente absurde, da? Eu sunt uh, în, uh, cum să spun, NATO n-a -a acționat cu nimic, nu a provocat cu nimic, da? Uh, Rusia a intrat în Ucraina și au făcut zop și fac zob, și ucid, și fac crime de război și așa mai departe. Iar când întreabă, este întrebată Rusia, mă rog, Rusia, când zic Rusia, zic reprezentanța ei statului rus, da? Uh, da, ei zic, domnule. Ne simțeam amenințați de NATO. Ne simțeam. NATO ne agresa. Da? E cam bancola cu. Da, da, taci agresiv, știi? Cam așa ceva. Bun. Deci, toate aceste lucruri ne ajută să limpezim, să înțelegem, în primul rând, lumea și lucrurile și ceea ce ne spun ceilalți mai bine și să putem să limpezim lucrurile, să delimităm ceea ce este logic, valid, adevărat, de ceea ce este doar o încercare de manipulare. Bun. Este o înșiruire logică de propoziții, da, argumentarea, așa cum am și demonstrat un exemplele pe care le-am dat până acum, da? <coughs> Și vorbim de anumite reguli ale argumentării pe care le vom face în ceea ce urmează, da? nu acum în ședințele următoare. Sau aspecte emoționale despre care am povestit și mai încolo. Întrebări dacă aveți până aici? No. V-am amețit de cap? Nu, no, e destul de ok. Da? Ok, în regulă. Bun. Ce vă sfătuiesc în momentul în care sunteți aici? Poate că... Ați văzut în altă parte, poate că pe grupurile pe care sunteți mai sunt diverse spețe, grile, exerciții și așa mai departe sau alte întrebări. Chiar dacă voi credeți într-un anumit fel, da? aveți uh, un anumit răspuns pe care voi l-ați dat deja, dar poate nu sunteți siguri, puteți să îl spuneți, îl discutăm împreună în așa fel încât să vă validați cunoștințele pe care le uh, aveți. Bun. Raționamentul este baza argumentării. Practic, argumentarea nu este altceva decât un raționament într-o într formă de limbaj natural. Da? Ei, în momentul în care noi discutăm despre raționament, deja punem acel raționament într-un limbaj formal, o să vedem în episoadele următoare, într-o formă standard, în așa fel încât să ne fie foarte ușor. Să identificăm validitatea sau lipsa de validitate a raționamentului respectiv, a argumentării. Da? Raționamentul ce are? Are niște premize. Da? Care ce sunt? Sunt temeiurile, sunt argumentele propriu-zise. Da? Și pe baza cărora tragem concluzia. Da? Ideea pe care noi vrem să o promovăm. Da? Bun. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt uh, foarte simple. Da? De asta spun că asta e o, o lecție introductivă în, uh, în logică. Da? Urmând ca uh, lucrurile care apar în, uh, în grile uh, să le discutăm, să le facem, să le lucrăm în uh, episoadele următoare, în uh, orele următoare. Bun. Indicatorii argumentării. Cum identificăm argumentarea? Păi foarte simplu. Uh, Varianta clasică este dacă atunci. O știți inclusiv de la matematică. O știți de la matematică expresia asta dacă atunci? Da. da? Mi se pare că a fost o, o grilă de genul ăsta. Da? Deci, uh, indicatorii ai argumentării, și când vorbim de indicatorii ai argumentării, vedeți, vorbim despre uh, indicatorii ai premiselor și indicatorii ai concluziei. E foarte important să delimităm concluzia de premize, pentru că ăsta este primul pas. În momentul în care avem o argumentare, prima dată trebuie să vedem care este concluzia. După care, care sunt premizele, le aranjăm într-o ordine logică-firească, vedem dacă sunt respectate regulile raționamentului corect și așa mai departe, și apoi putem să decidem dacă este un raționament corect sau nu. Pentru premize. Da? Care este uh, dacă sau atunci? Care este indicatorul de premiză aici? Dacă. Dacă, da? Deci dacă este premiză. Atunci este concluzie, da? Suntem. Cu ce putem înlocui atunci? În concluzie. În concluzie, Așadar. da? Așadar. În Rezut. concluzie. Așadar. Rezultă. Așadar. Foarte bine, bravo! Da? Conchidem. Conchidem, bravo! Foarte bine, da? Și la uh, premize care ar fi înlocuitorului dacă? Din cauza datorită din, din cauza de exact, deoarece, pentru că uh, datorită, ia să vedem acum trecem un pic la română. Care e diferența între din cauza și, lui, și, datorită? E vreo diferență între ele? Din cauza, negativ și datorită pozitiv. Exact, foarte bine, bravo. Da? Din păcate auzim în mediul public destul de des datorită războiului, de parcă războiul ar fi ceva de dorit, da? de regulă datorită este folosit, din cauza este folosit mai, mai rar și datorită este folosit de multe ori în mod eronat. Da? Deci deoarece, pentru că, din cauza datorită, presupunând că și așa mai departe, găsim o mulțime de variante, da? Aici concluzionăm, conchidem, prin urmare, da? Practic le-ați le spus și voi, da? E foarte important de asta și spunem că este interactiv, pentru că eu nu voi turui și nici doamna profesor de română nu o să turuie, da? și o să arătăm noi cât de deștept suntem. Nu, ideea este să interacționăm cât mai mult cu voi, să spuneți cât mai mult voi, în felul ăsta validându-vă informațiile sau cunoștințele pe care le aveți deja, corectându-vă alte cunoștințe care sunt eronate, da? Și făcând o paranteză, nu o să vedeți niciodată sau nu o să auziți niciodată spunându-ne ori pe mine, ori pe doamna profesor, Băi, așa este că așa zic eu. Da? asta e o mare prostie. Întotdeauna o să vă dăm argumente pentru care ceea ce spunem noi este considerat de noi cel puțin a fi corect, da? cu argumente. Faptul că găsiți într-o carte care nu ține, la română, spre exemplu, da? găsiți într-o carte care nu este, care nu ține de Academia Română, da? e o carte a unui autor, da? Ei, acel autor poate la un moment dat să uh, greșească, da? E, cum să spun, și noi greșim, dar încercăm să ne, cum să spun, să uh, întotdeauna să ne asigurăm că ceea ce spunem este corect, da? Și la română, spre exemplu, doamna profesor consultă uh, Dexul, Gramatica Academiei și așa mai departe, în așa fel încât să vă dea uh, cele mai bune surse și cele mai autorizate surse în legătură cu materia uh, predată. Bun. Foarte bine, mai departe. Haideți să vedem niște aplicații de argumentare. O să vă rog pe voi să-mi dați exemple de o argumentare. Da? O argumentare destul de simplă, da? în așa fel încât să nu încărcăm foarte mult timpul. Am eu un. Te rog. Un Te rog. Ok. Da. Suficient pentru examen. Atunci vom reuși. Vom reuși. Ok. Bun. În primul rând, e foarte important ceea ce am observat acum între voi. Oh. Da. De la emoții. Uh, glumesc. Faptul că voi interacționați unii cu alții, învățați unii de la alții. Da? Uneori chiar uh, voi semnalați anumite erori, da? Că cu gândul în altă parte, poate spunem uh, ceva ceea ce este corect, dar notăm altceva. Da? Bun. Uh, voi sunteți, sau în fine veți fi, da? Un. Uh, o echipă, da, care vă veți pregăti sau care se va pregăti împreună. Și veți învăța unii de la ceilalți și vă veți ajuta unii pe ceilalți. O să vedeți, e, e un spirit foarte foarte fin, foarte frumos care se creează pe, în grupul nostru, da? Revenind, da? Dacă ne pregătim suficient pentru examen, atunci vom reuși. Lucrurile sunt foarte simple, da? Dacă este indicatorul de premiză, atunci este indicatorul de concluzie. Haideți să vedem care sunt concluziile și care sunt premizele. Premisa, dacă ne vom pregăti pentru, pentru, da, pentru examen, da, concluzia, vom trece, vom... Vom... vom reuși, da? Deci asta e concluzia da. și asta este premiza. Foarte bine, bravo! Acum, în, în situația aceasta, vom vedea că pentru a lucra cu aceste argumentări, cu aceste raționamente, e important și a le vedea validitatea, este important să le aducem într-o formă standard din limbajul natural. Bun. Pe de altă parte, dacă era ceva ce voiam să vă spun, în fine, da? Era ceva, dar mi-a mi ieșit din, 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 minte. Bun. Alte întrebări, dacă... ah, da, mi-am adus aminte. Foarte important, că eu spuneam la am spus acum câteva secunde, ziceam care sunt concluziile, da? În ideea în care să vă, cum să spun, să vă induc în, în eroare, în principiu, când avem, când avem un raționament logic, avem o singură concluzie. Da, poate fi o, o înlănțuire de raționamente da? în care concluzia 1 da? să devină de fapt premiză în al doilea uh, raționament. Da? Deci putem avea așa ceva, dar uh, uh, în momentul în care noi vrem să vedem dacă a, concluziile sunt valide, trebuie să le luăm și să le judecăm și să le analizăm fiecare pe rând, da? Fiecare raționament în, în parte. Da? În ceea ce privește premizele, sunt raționamente care au o singură premiză, da? și sunt raționamente care au două sau mai multe uh, premize. Da? Când vorbim de două sau mai multe premize, deja vorbim de uh, lanțuri de uh, raționamente. Bun, haideți să vedem alt exemplu de argumentare. Ok, <laughs> foarte bine. Ce simplu. Dacă mergi cu mașina, vei ajunge mai repede. Ok. Și eu, dacă am un cuțit în mână și bag în <laughs> cuțitul în anvelopa mașinii tale. S-ar putea să nu fie valabilă această, uh, acest raționament. da? E o glumă proastă, e adevărat, dar uh, luați-o ca atare. Deci, care este uh, concluzia? Mai repede. Vei ajunge, Vei ajunge, mai, ajunge repede. mai repede. Avem uh, vreun indicator al argumentării aici? Este subînțeles. Bravo! Este subînțeles cu alte cuvinte, acești indicatori pot apărea, pot fi prezenți, dar nu e obligatoriu. Uneori sunt subînțeleși. Da? Spre exemplu, de vei merge cu mașina, vei ajunge mai repede. Sau mergând cu mașina, vei ajunge mai repede. Da? Vedeți că aici, la mergând cu mașina, vei ajunge mai repede. Nu mai avem niciun indicator. Da? Indicatorii sunt subînțeleși. Bun. Foarte, foarte bun exemplu pentru că ne-a. Dat ocazia să vedem că nu întotdeauna indicatorii de argumentare trebuie să fie prezenți. Mai departe, dați-mi un alt exemplu. Deci, dacă nu vei merge la școală, eu am lipsit de la orele de caligrafie, asta e tot ce am putut. Bun, deci dacă nu vei merge la școală, atunci vei primi ok, atunci vei primi absențe. Bun. Care, evident, ăsta este indicatorul de uh, premiză, da? Atunci vei primi, da, și asta vei primi absență este concluzia da. și dacă nu vei merge la școală, practic este uh, premiza. Uh, bun, acum. Uh, da. Dar dacă aveam, dacă nu vei merge la școală și nu vei învăța, atunci nu vei ajunge o mare. Aici aveam două premize. Două premize, da. Da. Deci dacă nu vei merge la școală și nu vei învăța, atunci nu vei ajunge un mare, da? Deci avem, dacă nu vei merge la școală, prima premiză, dacă nu vei învăța a doua premiză, nu vei ajunge un om mare, a treia premiză. O să vedem că din punct de vedere, de fapt, exemplul ăsta, dacă poți să-l aduci în discuție când vom face silogismul, da? va fi foarte bine că este interesant de văzut un asemenea exemplu. Bun, vedeți că aceste raționamente sunt de tipul cauză, consecință. Da? Deci dacă atunci, această expresie dacă atunci este la matematică foarte des întâlnită, este foarte des întâlnită la fizică, în științele, în științele reale, realiste, dar și în științele sociale, în științe în general, este folosit acest cauză-efect, da? Cauză-consecință. Bun. Alte, vreți să mai dăm alte exemple sau mergem mai departe? Suficient. Suficient, da? Ideea este că ați înțeles că. Mă rog, care sunt indicatorii, ați înțeles că pot să fie mai multe premize. Ați înțeles faptul că indicatorii pot să lipsească, dar asta nu înseamnă că nu avem un uh, exemplu uh, de argumentare. Da? Acum în ceea ce privește tipurile de argumentare. Dă, în primul rând, avem argumentare validă și nevalidă. Da? Argumentarea validă este atunci când argumentarea respectă toate regulile. Unei argumentări corecte. Argumentarea nevalidă este atunci când încalcă cel puțin una. Da? Deci nu trebuie să le încalcă pe, încalce pe toate, dacă încalcă cel puțin o regulă a argumentării corecte, atunci este nevalidă argumentarea. Așa cum vă spuneam, există argumente raționale, logice, obiective sau din potrivă psihologice, emoționale, iraționale, absurde chiar. Da? Poate să fie o argumentare inductivă sau deductivă. Inductivă plecăm de la particular, particular 1, particular 2 și așa mai departe. Da? Și ajungem la general. Adică plecăm de la niște premize particulare, poate chiar exemple, da? Și ajungem la o premiză generală. Cum ar fi? Uh, am fost, uh, astăzi te-am văzut că te duci prima dată uh, să bei cafeaua. Când ajungi la lucru, te duci să bei cafeaua. Ieri te-am văzut la fel. Uh, alaltă ieri te-am văzut la fel, da? De practic de când sunt eu și te văd, în fiecare dimineață, prima dată te duci și îți bei cafeaua. Cu alte cuvinte, tu întotdeauna, primul lucru pe care îl faci când ajungi la lucru, îți bei cafeaua. Da? Asta este, asta este un tip de, sau un exemplu de uh, in, uh, inducție, de raționament inductiv. Da? Pentru că, practic, plecând de la exemple uh, concre concrete, individuale, da, ajunge la o concluzie generală. <coughs> Bun. Și eu nu o să te mai uh, urmăresc după aceea, dar eu știu că prima dată când vii la lucru, la birou, ești la cafea, îți bei cafeaua. Bun. Și deductivă. Deductivă înseamnă de la general la particular sau chiar la tot la general. Da? Spre exemplu, toți polițiștii au uniformă, deci și tu, pentru că ești polițist, ai uniformă. Că o sau nu, asta e altceva, dar ai uniformă. Da? Sau, toți jandarmii sunt militari. Tu ești jandarm, deci ești militar și te supui prevederilor din statutul cadrelor militare. Ați înțeles? Bun. În ceea ce privește în special cele inductive, raționamentele inductive, avem raționamente care sunt explicite, în care au premiză, premiză, cel puțin două premize și o concluzie. Da, Sau implicită, în care o premiză lipsește, dar o subînțelegem. Pe exemplu, că toți oamenii au creier, deci și tu ai creier. Da? Premiza care lipsește este că tu ești om. Da? Dar nu mai spun că este evident. Da? Și atunci este subînțeleasă, implicită, dacă vreți. Da? În ceea ce privește uh, raționamentele inductive... Putem să avem inducție incompletă când nu avem, cum să spun, toate cazurile da, documentate sau poate să fie o inducție completă când avem toate cazurile documentate. Bun. Când vorbim despre inducție completă, spre exemplu, și a fost, și une, a fost un exemplu chiar la, la examen, în aprilie acum. Dacă fiecare uh, polițist, nu știu, are șapcă, atunci, nu a, ăsta a fost exemplu, dar ca idee, da, atunci uh, da, toți polițiștii au șapcă. Da? Atunci când zic fiecare, este o inducție completă pentru că eu mă refer la fiecare din categoria respectivă de obiecte. Dar dacă spun am văzut polițiști cu șapcă, deci toți polițiștii au șapcă, este o inducție incompletă și poate să fie o, 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 un raționament nevalid. Da, E un raționament nevalid. De ce? Pentru că nu am documentat toate cazurile ca să pot să trag o concluzie uh, validă. O, conclu un, o inducție incompletă. Spre exemplu, majoritatea covârșitoare uh, a oamenilor uh, au doi ochi, deci toți oamenii au doi ochi. Este o uh, inducție de care completă sau incompletă? Completă. Este incompletă. Tocmai de aceea am dat exa acest exemplu, da, pentru că uh, majoritatea covârșitoare toți în afară de unul, da? Nu se referă la întreaga uh, categorie, da? la fiecare caz în parte, da? Ci se referă la câteva. Numai că dacă zic majoritatea, dacă zic toți în afară de unul, te fură peisajul, da? Și zici majoritatea, deci, deci toți. aici toți în afară de unul, deci toți, da? Dar de fapt nu. Chiar dacă lipsește unul singur, da? Avem o inducție incompletă. Ați înțeles? Da. Bun. Da. da. În regulă. Da. În Întrebări? Nu. nu. Foarte bine. Bun. Cam asta ar fi pentru astăzi. Data viitoare o să discutăm despre termeni, clasificare a termenilor și raporturi între uh, termeni. Dacă nu aveți întrebări, așa, da? Nu o Te rog. Aceste pregătiri o să fie actualizate pe. Forma? Deci, aceste pregătiri uh, vor fi prezente și sub formă de lecții video pe platformă. Pe care sunt acum pe acestea, nu? Uh, acolo unde este cazul, da. Și aici vorbesc și de română, și de engleză, și de uh, logică, cultură civică, și așa mai departe. Da? Deci, acolo unde este cazul, da. Acolo unde am discutat aceste lucruri deja, nu vor mai fi. Ce e important, această, mă rog, această filmare din seara aceasta va fi pusă pe platformă și va fi pusă inclusiv pe, pe YouTube, da? pentru că este, a fost o sesiune interactivă de învățare cu intrare liberă, da? cu intrare gratuită, deci disponibilă pentru toată lumea. Și atunci noi de fiecare dată când avem un eveniment care este disponibil pentru toată lumea data viitoare nu va mai fi vom pune și pe YouTube și pe platformă evident înregistrarea. Acum e important de menționat faptul că lecțiile, aceeași lecție da? o facem diferit de, adică diferit diferit în sensul că nu suntem roboți. Da? Nu avem vedeți foarte bine, vorbim liber, că avem ce să vorbim, da? Nu citim, nu ca să fie fix la fel, da? Conținutul în esență este același, da? Numai că poate diferă exemplele, diferă evident interacțiunile voastre, diferă răspunsurile pe care noi le dăm întrebărilor voastre, da? Și așa mai departe, dar conținutul efectiv este același. Și atunci nu vom schimba mereu atunci când nu este cazul, da? Conținutul. Bun, o să vă o să îmi spuneți, păi da, da, eu am întrebat ceva și ați dat o explicație și aș fi vrut să fie în, în lecție, în clipul video. Da, e adevărat, dar eu sunt tot aici, da? Și pot să mă întreb încă o dată și încă o dată și încă o dată acel lucru, da? E foarte important. Că sunt aici cu voi și mă puteți întreba de fiecare dată, dar nu trebuie să aveți neapărat într-un clip. Într Pe de altă parte, este foarte important să vă implicați, da? să puneți întrebări, să dați voi exemple, să fiți prezenți la sesiunile online, da? tocmai pentru că cu cât sunteți mai, mai implicați, da? cu atât învățați mai bine, cu atât vă pregătiți mai bine și cu atât aveți șanse mai mari. Alte întrebări, dacă aveți? Da, însă oricum vom face raționamentul inductiv și deductiv atunci când va fi cazul, dar o să vă explic. Când avem inductiv, da, vorbim, numai puțin să dau drumul la... Când avem inductiv, da, plecăm de la cazuri particulare și tragem o concluzie generală. Până aici ați înțeles? E clar? Bun. Uh, inductivă poate să fie incomplet sau complet. da raționament com inductiv complet sau raționament inductiv incomplet. Da? De ce? Concluzia este tot generală, concluzia este aceeași. Da? Însă aici avem da? cazul cazul 1, poftim, da, cazul particular 1, avem cazul particular 2, avem cazul particular 3. Da? Și atât, ne oprim. Aici avem cazul particular 1, cazul particular 2, cazul particular 3, cazul particular N, da? Unde N este totalitatea uh, cazurilor posibile. Da? Și atunci avem inducție completă, da? Pentru că analizăm toate cazurile existente și vom trage o concluzie pe baza lor, iar la inducție incompletă analizăm doar o parte din trei cazuri. Până aici ați înțeles? Da. Bun. Da? Da. În special cel care a întrebat a înțeles acum? Da, da, da. Bun. Acum să dăm și un exemplu. Avem o clasă de elevi. Da? Clasa 11B. Da? Și la ora de economie au, au avut de făcut, nu știu, niște exerciții, o temă. Și eu ce fac? Iau prin sondaj și zic, Ionescu, ți-ai făcut tema? Da. Popescu, ți-ai făcut tema? Da. Și îi și verific, da? Și așa mai departe. Dar nu-i verific pe toți, verific prin sondaj. Adică verific, nu știu, doar un rând sau prima și a doua bancă și așa mai departe. Da? Ei, și după aceea ce toți și-au făcut, din cei pe care i-am verificat, toți ce au făcut tema, și atunci eu ce zic? Trag concluzia că toți și-au făcut tema. Da? Asta este o inducție de care? Completă sau incompletă? Incompletă. Incompletă, da? Și raționamentul. Poftim? Este o inducție incompletă și raționamentul este nevalid. Da? Pentru că dacă e să mă duc și să verific fiecare elev, e posibil să descoper că unii nu și-au făcut tema. Da? Și atunci concluzia pe care am tras-o prima dată dintr-un raționament inductiv incomplet este nevalidă. Ați înțeles? Da, da. da. Ei, de aici rezultă o eroare de argumentare care se numește generalizarea pripită. Da? Pe exemplu, am, am auzit de atacul terorist da, făcut de, unii, de un islamist. Am mai auzit încă de un atac făcut de un islamist. Am mai auzit de încă un atac făcut de un atentat făcut de un islamist da, sau de niște islamiști. Și așa mai departe, practic, da, și ce pot să, fac, să să trag o concluzie dintr-o asemenea inducție incompletă, că eu nu știu toate cazurile de uh, atacuri teroriste sau da? Și atunci ce fac? Pot să uh, trag concluzia, da? Că toți islamiștii sunt teroriști, corect? Da. da. Numai că, din punct de vedere logic și din punct de vedere real, nu este corect, da? Că nu toți islamiștii sunt atentatori sau sunt teroriști, da? Asta este o generalizare pripită. O alt, un alt exemplu de generalizare pripită. Da? Ai fost părăsit de iubitul tău. De primul iubit. Ai fost părăsit și de al doilea iubit. Da? Tot așa, te-a înșelat cu cineva. Ai fost părăsit și de al treilea iubit. Da? Tot așa, te-a înșelat. A fost un mizerabil, un măgar. Da? Și atunci tu tragi concluzia, bă, toți bărbații sunt mizerabili, sunt niște măgari și nu mai vreau să am de-a face cu ei. Bun, dar tu tragi această, faci o inducție incompletă, da? Tu ai plecat de la trei cazuri particulare, da? Dar în lumea asta sunt vreo 4 miliarde de bărbați, aproape 4 miliarde de bărbați, da? 3 miliarde și ceva. Mă, nu toți ori fi nesimțiți, nu toți ori fi porci, nu toți ori fi măgari, așa cum au fost cei trei din viața ta, da? Iarăși ai face o generalizare pipită și, din păcate, asta se întâmplă da? Sau haideți să revenim la zona asta de uh, uh, poliție, jandar. Da? Bun. Uh, sunteți în patrulă și ați văzut un om cu, cu barbă, da? uh, care nu avea acte sau care a încercat să facă da? să comită o infracțiune. Mai păi mergeți și mai vedeți la fel că cineva care a, a, tot așa avea barbă. Și, da, mai vedeți încă unul. După care, ce faceți? Vă, voi trageți concluzia, faceți o inducție uh, incompletă, da, o generalizare pipită, că toți oamenii cu barbă sunt infractori. Ceea ce evident că nu este uh, așa. Da? Deci, iată că uh, partea asta de logică vă ajută inclusiv în munca voastră viitoare de uh, jandarm sau polițist. O inducție completă. Este atunci când avem toate, da, toate cazurile particulare, le avem documentate. Da? Și atunci putem să tragem o concluzie generală validă. Da? Cum ar fi fiecare sportiv practică sportul, deci toți sportivii practică sportul. Da, am dat -o, un exemplu tembel, dar ca să înțelegeți cumva și să faceți diferența între generalizarea sau, mă rog, inducția completă și incompletă. Acum ați înțeles? Da? da? Bun. Da. În regulă. Da. Bun. Vreți să intrăm pe platformă să vă arăt un pic cum, cum se face achiziția, cum intrați într-un curs și așa mai departe? Da. Haideți să facem da. și asta.